Sâmbătă, 15 august, la punctul de trecere a frontierei Siret, județul Suceava, s-a prezentat pe sensul de intrare în țară pentru efectuarea formalităților de frontieră un cetățean polonez în vârstă de 49 de ani. Acesta conducea un autoturism marca Mercedes-Benz, pe care erau aplicate plăcuțe cu numere de matriculare specifice Poloniei. Polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare, în urma cărora au constatat faptul că autoturismul în cauză figurează ca fiind bun căutat pentru confiscare în cadrul unei proceduri judiciare, alertă introdusă de autoritățile din Polonia. Autoturismul Mercedes-Benz, în valoare de peste 87.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției, iar în cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.